Sper ca guvernanța să înțeleagă că cheltuielile pentru cultură reprezintă o investiție. O investiție în oameni, și în patrimoniul cultural pe care l-am avut și care este unic, care este cel care ne dă identitate națională. Nu întâmplător, ziua de 14 septembrie, de o parte este, sigur, una dintre cele mai vechi sărbători creștine. Se sărbătorește un fapt istoric, acela că în 14 septembrie 1335, deci acum mai bine de 1600 de ani, la îndemnul împărătesei Elena Bizanțului, mama Sfântului Împărat Constantin, episcopul Macaria Ierusalimului a fost cel care a aflat pe dealul Golgotei Sfânta Picioare care a fost Mântuitorul nostru. E o istorie interesantă, s-a întâmplat cu acest obiect sacru. N-am să mă tot preamintesc acum eu. Aș vrea doar să... spuneam că nu întâmplător, dar de 14 septembrie a fost în jurul căreia noi organizăm atunci fiecare an această prezentare a Mântuitorului Țăranului. Pe de o parte, este o sărbătoare foarte importantă a creștinătății. Pe de altă parte, Mântuitorul face ca exact în ziua de 14 septembrie să fie născută Maria Vremea și e un fel de a omagia pe unul dintre cei care a contribuit la refundarea muzeului nostru. Muzeul nostru, sper știți, a fost ființat în 1906, este unul dintre cele mai vechi muzee publice din România. Este chiar mai vechi decât vechiul nostru muzeul Antipa, doar că, din păcate, construcția acestei clădiri a început ceva mai târziu, în 1912, și pentru și atunci, ca și acum, cultura se făcea cu bani și pariuri, clădirea s-a terminat foarte târziu, de la 1939. Și a fost extinsă cu aripa în spate, pe vremea când, după ce acest muzeu a fost expulsat din Bisericul Sfântului Drept, în 1953, în această clădire a fost ființat Muzeul de Istoria Patrimoniului Comunist. Ne-am întors aici în 1990, în Bisericul Sfântului Drept, și de atunci încercăm să punem în valoare un patrimoniu extraordinar, un patrimoniu social. Aș vrea, înainte de orice, să spun câteva cuvinte despre conferința noastră. Părintele Ioan Petre Mureșan a absolvit facultatea de teologie ortodoxă la Universitatea din București în anul 1929. A urmat mai multe cursuri post-universitare în atât în România, și în Grecia și în Franța, și au obținut titlul de doctor în teologie în anul 2006 la aceeași facultate de teologie ortodoxă, Facultatea Justinian Patriarhul din cadrul Universității București. Totodată, ca urmare a unei activități de cercetare foarte intensă, Părintele Mureșan a fost numit directorul Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare din facultate, din care facultate de teologie ortodoxă Justinian Patriarhul. Și a fost invitat să lase cursuri universitare în străinătate. Între timp deveni și cadrul universitar al facultății pe care a absolvit. Este reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române în numeroase foruri internaționale, este membru al Societății Elvețiene pentru Studiul Religiilor, membru al Societății Internaționale pentru Studiul Religiilor, membru al Asociației Internaționale pentru Studii Cultice, membru al Inițiativei Ortodoxe
Constitutive și membru al Comisiei Politice și Planificare a Consiliului Mondial al Bisericii. De cum am spus, de Comisiei Biserica Ortodoxă a României, din însărcinarea Fratele Sfântului de Patriarh Daniel. Acestea fiind zise, Părintele Paroh al despre terea crucii, păzitoarea